Credincioșii localității Crucișor l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhierov vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Ierarhul a sfințit Biserica Sfânta Treime și Sfântul Ierarh Martir Antimi Vireanul. Se binecuvintează și se sfințește biserica aceasta cu hramul preasfântă a Treime, cu puterea, lucrarea și venirea Sfântului Duh, prin stropire cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir. În numele Tatălui, Amin. Al Fiului, Amin. Și al Sfântului Duh. Preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie în prezența unui număr mare de credincioși. Întrucât în urma lucrărilor și a picturii pe care bunii credincioși din această parohie le-au făcut, am binecuvântat și sfințit biserica care este închinată și pusă sub patronajul duhovnicesc al Preasfintei Treimi. Comunitatea ortodoxă din această parohie numără în jur de 60 de familii. Parohia ortodoxă română Moara Borșii, Consiliul Parohial și marea majoritate a credincioșilor din această localitate au hotărât să-și facă o nouă biserică. Astfel, doar în 3 luni de zile a fost ridicată și înălțată, iar în anul 2016, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin Sighetianul atunci a târnosit biserica așezând în piciorul Sfintei Mese Sfintele Moaște ale Sfinților Mucenici. Lucrările la biserica ce deservește enoriașii din zona Moara Borșii a localității Crucișor au început în data de 15 iulie 2015. De atunci și până astăzi au fost derulate toate etapele de înfrumusețare a bisericii și a incintei în care este amplasată. Am avut bucuria în anul omagial al satului românesc să-l avem în mijlocul nostru pe Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, care a adus bucurie să săvârșim Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Bucurie și în același timp și mângâiere credincioșilor, pentru că după pierderea bisericii am lucrat împreună cu credincioșii acestei parohii ca biserica aceasta pe care Părintele Ctitor Chira Daniel a ridicat-o să o putem înfrumuseța. Și iată că astăzi a sosit ziua bucuriei. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, cum se spune în ziua de Paște. O zi de bucurie, de deosebită bucurie pentru mine ca preot și pentru fiecare credincios. Vreau să le mulțumesc tuturor donatorilor, tuturor ostenitorilor și rugătorilor împreună cu mine la acest sfânt lăcaș. La final, ierarhul l-a hirotesit pe părintele paroh iconom, iar binefăcătorilor l-a oferit diplome de vrednicie. La eveniment au participat și autorități locale și centrale, printre care și prefectul județului Satu Mare, fiu al satului.